Salutare toată lumea, eu sunt Gaston Mario. Și astăzi fac primul meu vlog cu acest informativ, acest vlog informativ cu iPhone 6S care mi-l-a dat sorbea. Și cameramanul este Gario. Ok, hai. De ce te-ai apucat de vlog? Deci m-am apucat de vlog fiindcă toți vrișeri mi-au vlog. Desigur. Adică Narcis, Gario, okay. Adică tu, că tu ești Gario care mă filmezi acum. Hey! Ok, cum ți se pare atmosfera de vlogăreală? Frumoasă. Sărac, bogat? Bogat. Valea Mărului, tecuci? Tecuci. Ce întrebări să-ți mai punem? De câte ori pe săptămână vii la Valea Mărului? De două ori. Ok. Ce vrei să te faci când vei fi mare? Fotbalist, desigur. Ok? De-aia ai poză cu Pogba. Ok. Când te-ai apucat prima oară de vlogăreală? 21 mai! Vă lăsa celălalt canal în descriere pentru că este disponibil. Adică să nu vă mai uitați pe ăla că nu o să mai fac vloguri pe ăla. Da. Cu ăsta, cu Garso, Mario, okay. Cu Y. Da. Și trebuie să fac, că da, azi mi l-am făcut pe ăsta. Da, ok. O să las în descriere ca să vadă și ce ai făcut tu înainte. Așa. Acesta este Narcis. Nu l-a arătat că arată urât. Pleacă, mă. Ok. Ce nu filmați? De ce nu pui în ăla? Blitz? No. De ce nu-l pui în selfie stick? Nu stă. De ce să-l pun cu tot aceeași chestie? Ce înseamnă selfie stick? E selfie stick-ul ăla care l-am eu. Ăla, bă, ca ziceam noi eu, să facem un selfie. Băi! Bă, nesimțitule! Ok. Cum te vezi peste 20 de ani? Frumos! Câți ani ai? 10. De unde ești? De Cuci, te-am mai zis odată. Da, știu. Opa. Ok. Acum pentru sfârșit, acestea au fost întrebările toate. Zi finalul. Nu uitați să vă abonați. Nu uitați să vă abonați la canalul meu Garso Mario cu Y, G cu mare, M cu... Da, mare. Nu contează cu tot aceeași chestii. Tot I cu găsesc. Y, da, la început acum o să vă apară ăla vechi. Ăla da, vechi. Eu am una cu Pogba, cu 6 sau cu 10, care arată așa sau cum arată? Așa arată. Nu, cu spatele întoarce-te. Așa, cum arată? Așa? Da, așa, 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 da. Perfect. Hai, stai jos. Da. Ce video vei face următorul video? Cu ce? Azi! Da, cu ce? Cu iPhone-ul! Da, păi și cauză pentru acest video cu Garso, acestea au fost întrebările, un fel de Q&A și ne vedem data viitoare la Garso Mario, îl scopesc în nas.